Într-o discuție liberă cu un sociolog, jurnaliștii au pus întrebări și au răspuns la subiecte privind gradul de satisfacție, privind instrumentele și strategia de comunicare utilizată până în prezent la nivelul diferitelor categorii de public, eficiența activităților realizate în planul de comunicare implementat, evaluarea instrumentelor de comunicare utilizate, evenimente, comunicare online, tipărituri, campanii mass media, dar și gradul de satisfacție în rândul publicului țintă sau eficiența mecanismului de comunicare din perspectiva beneficiarilor direcții. În această întâlnire cu echipa IRES vom discuta împreună cu colegii din presa locală și din presa regională despre principalele obiective avute în planul de comunicare pentru implementarea programului operațional regional. Se știe că suntem la finalul acestui program și urmărim să vedem care sunt țintele de absorpție și să pregătim noua perioadă de programare 2014-2020 în așa fel încât absorpția pentru următoarele programe și pentru următoarele proiecte să fie mult mai avantajoasă decât în acest moment. Conform studiilor realizate de alți parteneri, indicatorii arată că s-au absorbit sume semnificative în ultimul an, în special în 2013-2014, dar suntem departe de obiectivul avut de a atinge cel puțin 85% din totalul fondurilor alocate pe programul operațional regional. De aceea, prin discuțiile cu jurnaliștii, vom încerca să căutăm cele mai bune soluții de promovare a fondurilor europene și mai ales de conștientizare a publicului larg în măsura în care acesta poate fi informat despre rezultatele proiectelor și despre ceea ce se dorește în următoarea perioadă de finanțare. În acest moment, Institutul Român pentru Evaluare și Strategie, IRES, realizează un studiu în rândul jurnaliștilor care au avut contact cu acțiunile de informare regio prin intermediul unor discuții de tip focus group.